Voi invita să deschidem Bibliile în Ioan, capitolul 15 și vom citi de la versetul 11. Aș vrea să vedem împreună care este planul lui Dumnezeu pentru viața mea și pentru viața ta. Care este plăcerea lui Dumnezeu și ce vrea să facă El pentru fiecare dintre noi, pentru existența noastră din lumea aceasta, pentru viața pe care o trăim pe acest pământ. Versetul 11 spune așa: V-am spus aceste lucruri pentru ca bucuria mea să rămână în voi și pentru ca bucuria voastră să fie deplină. Dumnezeu ne-a descoperit adevărurile prețioase ale Cuvântului Său, atât prin Sfânta Scriptură, cât și prin Spiritul Profetic. Dumnezeu ne-a credințat aceste comori ale adevărului Său. Iar motivul pentru care l-a făcut lucrul acesta, ce ne spune aici cuvântul? Care este motivul pentru care Dumnezeu ne-a spus toate aceste lucruri? De ce Dumnezeu ne-a oferit atât de multe adevăruri prețioase în cuvântul Său? Răspunsul este chiar aici. Pentru ca bucuria mea și bucuria ta să fie deplină. Am o întrebare importantă. Găsești tu plăcere în Cuvântul lui Dumnezeu și în sfaturile inspirate pe care Dumnezeu ni le-a dat pentru vremea aceasta și pentru timpul acesta în care noi trăim? Ți-ai dat seama că tot ce spune Dumnezeu prin Cuvântul Său, prin Sfânta Scriptură și prin serva Sa, prin Ellen White, da? Spiritul Profetic, ai realizat vreodată că toate aceste lucruri, toate aceste învățături sunt pentru a te face pe tine bucuros? Și, prieteni, nu vorbesc despre o bucurie trecătoare, nu vorbesc despre o bucurie superficială. Este vorba de o bucurie deplină. Adică Dumnezeu vrea să ne bucure la maxim. Însă mulți dintre noi am ales o alt fel de bucurie care este trecătoare. Vedeți, tot ceea ce oferă Dumnezeu este, cum să spun eu, satisface pe deplin. Dumnezeu nu se ocupă cu lucruri din acestea second hand, da? Sau superficiale. Ci Dumnezeu întotdeauna oferă tot ceea ce este mai bun, prieteni. Și planul lui Dumnezeu pentru viața noastră de pe acest pământ este ca noi să experimentăm adevărata bucurie. Este o bucurie deplină, totală. Nu știu care este experiența ta personală cu Dumnezeu. Nu știu cât de bucuros ești tu în experiența aceasta. Dar indiferent cât de mult ai fi tu împlinit și satisfăcut de viața ta spirituală și de modul în care Dumnezeu te-a binecuvântat, aș vrea să înțelegi că pe baza acestui pasaj, Biblia spune că este loc de mai mult. Și este privilegiul nostru să-i cerem lui Dumnezeu ca El să ne binecuvinteze așa după cum El a făgăduit în cuvântul Său. Însă, observați un lucru. Spune aici în versetul 11, v-am spus aceste lucruri pentru ca bucuria mea să rămână în voi și bucuria voastră să fie deplină. Deci nu doar că noi ne bucurăm prin ceea ce face Dumnezeu, prin binecuvântările pe care ni le oferă Dumnezeu, dar prin faptul că Dumnezeu ne-a descoperit aceste lucruri, spune că și bucuria Lui rămâne în noi. Adică bucuria pe care a avut-o Domnul Iisus Hristos de a veni și de a-și da viața pentru noi, pentru fiecare în parte, este bucuria pe care Iisus vrea să o avem noi în inima noastră. Acum dați-mi voie să trec la gândul pe care aș dori să vi-l împărtășesc. Aș vrea să mai citim încă un verset, și anume Ioan capitolul 10 cu versetul 10. Aici, din nou, Dumnezeu exprimă care sunt gândurile Lui cu privire la viață. Care este planul lui Dumnezeu pentru viața mea și pentru viața ta? Și aș vrea să vedeți ce spune aici în Ioan, capitolul 10, versetul 10. Ultima parte. Eu am venit ca oile să aibă viață. Și să o aibă din belșug. Dumnezeu nu este mulțumit să știe că eu trăiesc. Și atât. Știți, sunt
întâlni oameni care sunt bucuroși că ei există în lumea aceasta și se mulțumesc cu o viață din aceasta nenorocită. Pentru că ei nu știu că există ceva mai bun sau nici măcar nu îndrăznesc să spere la ceva mai bun. Și trec prin lumea aceasta adesea necunoscuți de ceilalți oameni și se sting din viață și acolo se încheie totul. Noi însă avem o altă perspectivă cu privire la viață. Noi știm că viața aceasta este doar un început și ne pregătim pentru viața veșnică, pentru viața viitoare. Însă vreau să observați că și în contextul păcatului, fiind aici pe acest pământ, Dumnezeu are un plan pentru noi. El vrea ca noi să avem viață, dar vrea să o avem din belșug. Vedeți? Aici este aceeași idee pe care am citit-o în versetul anterior. Dumnezeu vrea ca noi să trăim viața noastră la maxim. El vrea ca noi să ne bucurăm de toate lucrurile, să avem o viață împlinită și plină de succes, aș putea să spun, să fim satisfăcuți din toate punctele de vedere. Tragedia cea mai mare, prieteni, este însă următoare. Că noi, în încercarea noastră de a ajunge în punctul acela, de a ne bucura pe deplin de viața aceasta și de ceea ce poate să ne ofere această viață, am plecat de lângă Dumnezeu. Ne-am îndepărtat de căile Lui și de planul Lui original. Și ne-am săpat, cum spune, într-un loc puțuri crăpate. Am încercat să găsim propria noastră cale prin care să ne producem această bucurie și prin care să trăim această viață, da, din plin. Dar am făcut lucrul acesta potrivit gândurilor noastre și potrivit înțelepciunii noastre omenești. Acum, am văzut care este planul lui Dumnezeu și care este dorința lui Dumnezeu pentru noi. Și vreau să știți că această dorință pe care o are Dumnezeu, așa cum vă spuneam, El nu este mulțumit atâta timp cât nu ne poate aduce pe noi în această poziție. Cu alte cuvinte, Dumnezeu va face tot posibilul ca tu să te bucuri din plin de această viață. Dar este o condiție. Ca în toate lucrurile de altfel, condiția este ca noi să ne supunem programului și planului pe care Dumnezeu l-a stabilit la început. Acum, nu vreau să discut despre un anumit lucru în această ocazie, ci mesajul acesta are în vedere să aducă înaintea noastră modul în care Dumnezeu dorește să ne conducă pe noi în această experiență, și anume ca noi să trăim o viață plină de împlinire, de satisfacție, de bucurie, de fericire. Aici, pe acest pământ, în experiența aceasta a păcatului, dar lucrul acesta, după cum vă spuneam, se va realiza doar în momentul în care noi vom asculta și vom urma calea pe care Dumnezeu a stabilit-o mai înainte. Haideți să ne gândim la următorul lucru. Vă pun o altă întrebare. Este adevărat că între idealul acesta al lui Dumnezeu de a, ca noi să trăim o viață la superlativ, da, o viață deosebită în experiența noastră umană, între acest ideal și realitate este o diferență foarte mare? Vedeți lucrul acesta? Uitați-vă la ceea ce se întâmplă în lumea noastră. Este adevărat că lumea aceasta are probleme? Este adevărat că tu ai probleme în experiența ta umană? Prieteni, adevărul este că lumea aceasta este plină de probleme. Este plină. La refuz. Și se pare că pe zi ce trece, problemele acestea se înmulțesc și sunt tot mai apăsătoare. Acum, într-o astfel de situație, vă dați seama cât de mult lucrul acesta îl întristează pe Dumnezeu. El care a avut un plan atât de minunat ca noi să trăim o viață plină de bucurie în lumea aceasta. Și totuși se pare că majoritatea, chiar a creștinilor, a celor care urmează pe Iisus, nu se pot bucura din plin. Ci își duc viața de la o zi la alta, de la un an la altul, dar parcă lucrurile nu merg așa cum ar trebui. Și am să vă spun care este cauza, prieteni. Vedeți, lumea în care noi trăim se consideră înțeleaptă. Sau, ca să spun așa, este o anumită înțelepciune care este atribuită lumii noastre de astăzi. Și înțelepciunea aceasta mai este numită știință. Acum nu vreau să spun că știința, da, este ceva rău sau este ceva de condamnat.
Dar știința sau înțelepciunea fără Dumnezeu este o nebunie. Așa ne spune Sfânta Scriptură. Și omul în încercarea lui de a-și arăta, în încercarea lui de a face, dacă pot să spun așa, de a încerca să arate cât este el de înțelept, de deștept și de capabil, s-a gândit că el poate să ajute în problemele acestei vieți. Și în punctul acesta aș vrea să vă dau următorul exemplu. Dați-mi voie mai întâi să vă citesc un paragraf scurt. Este un paragraf foarte profund, pentru că răspunde la această întrebare importantă, și anume, cum putem noi să avem viață din belșug? Cum putem noi să avem în experiența noastră, să avem o bucurie deplină, da? Urmându-L pe Dumnezeu. Ne spune așa Divina Vindecare, pagina 363. Evanghelia simplifică în mod minunat problemele vieții. Vreau să vă pun o întrebare. Cuvântul lui Dumnezeu spune că Evanghelia, adică ceea ce Dumnezeu ne-a descoperit prin cuvântul Său, simplifică într-un mod minunat problemele vieții acestea. V-am pus o întrebare mai înainte. Aveți probleme în viața aceasta? Știți, oamenii se confruntă cu o mulțime de probleme în experiența lor personală. Nu contează că ești bătrân, că ești tânăr, că ești copil. Toți oamenii au probleme. La vârsta lor și în experiența pe care eu au chiar în momentul acesta, cu toții trecem prin tot felul de probleme, zi după zi. Și așa cum vă spuneam, problemele acestea se înmulțesc pe zi ce trece. Acum, Cuvântul lui Dumnezeu spune că soluția, remediul la aceste probleme este Evanghelia Cuvântului lui Dumnezeu. De ce? Pentru că spune că este asemenea unui simplificator. Simplifică aceste probleme. Am să vă dau un exemplu. După cum vă spuneam, înțelepciunea noastră, înțelepciunea lumii noastre de astăzi, da? Acest veac modern și sofisticat, a venit cu tot felul de soluții și de invenții în dorința de a, da, de a ușura, dacă putem spune așa, sau de a rezolva anumite probleme pe care noi le avem. Cu mai mulți ani în urmă, lumea noastră s-a gândit că un mod prin care ar putea să ne ajute pe noi în ce privește alimentația a fost ca ei să ia bocul de grâu. Și vreau să fiți atenți la acest exemplu. Au luat bocul de grâu, au separat de acest boc de grâu tărâța, miezul și germenii, le-au dat pe toate la o poartă și coaja lui, da? Și apoi au venit înaintea noastră cu minunatul produs numit făinală. Asta este ceea ce s-a întâmplat. Acum, n-a trecut multă vreme după acest lucru și imediat au început să apară tot felul de rezultate, de reacții, de simptome. Da? Tot felul de simptome ca rezultat a acestui fapt. Și care credeți că era soluția acum? Că lumea noastră a început să simte efectele acestui lucru. Soluția era ca noi să ne întoarcem înapoi la ce? Noi să ne întoarcem înapoi la bocul de grâu integral, așa cum l-a lăsat Dumnezeu. Observați, prieteni, ce se întâmplă. Lumea noastră, cu înțelepciunea ei de astăzi, a crezut că soluția sau rezolvarea acestei probleme alimentației este ca ei să scoată tot ceea ce era mai bun în bocul de grâu și să vină cu acest produs, și anume făină albă. Dar făină albă niciodată nu ne va oferi nouă calitatea pe care ne oferă bocul de grâu integral, așa cum l-a lăsat pe el Dumnezeu. Și știți care este problema? Am să vă spun care este... Cum se poate înțelege, de fapt, acest lucru. Este ca și cum cineva îmi fură mie 100 de lei din buzunar. Da? Merg undeva pe stradă și sunt furat. Cineva mă fură cu 100 de lei. Și după ce m-a furat și descoper că nu mai am bani, vine această persoană și spune, uite, vreau să-ți dau 50 de lei. Înapoi. Acum, dragi prieteni,
vreau să vă pun o întrebare. Și exemplul pe care l-am dat poate nu este cel mai relevant, dar lucrul acesta se întâmplă mereu. Da? Și când ne raportăm la taxele și impozitele și plățile pe care le avem de făcut față de stat. Vreau să vă întreb, poate un om căruia i s-a furat 100 de lei și care a primit înapoi de la aceiași oameni doar 50 de lei, poate el să spună că a fost îmbogățit? Niciodată, prieteni. Dar vreau să vedeți ce se întâmplă în problema aceasta. După ce noi am fost furați de toți nutrienții care sunt în bobul de grâu și am fost lăsați cu această făină albă care nu mai are nimic în ea, știți ce face lumea noastră de astăzi cu înțelepciunea ei? Încep și adaugă tot felul de chimicale pentru ca să îmbogățească făina albă. Acum vreau să știți că exemplul pe care l-am folosit este exact ce se întâmplă cu toate lucrurile din viața aceasta și din experiența umană. Cu alte cuvinte, înțelepciunea omenească, acest veac modern, cum vă spuneam, și sofisticat, nu poate accepta faptul că soluția la problemele vieții este ca noi să ne întoarcem înapoi la planul original al lui Dumnezeu. Li se pare prea simplu să facă lucrul acesta. Și ei caută în continuare tot felul de metode mai complicate și mai complexe. Și așa se face, dragi prieteni, că viața noastră de astăzi a devenit o viață foarte complicată. Și cu cât ne-am dezvoltat mai mult, cu cât ne-am modernizat mai mult, cu atât suntem într-o problemă mai gravă. Gândiți-vă la problema familiei, căsătorie, divorțuri și relații din familie. Gândiți-vă la toate lucrurile acestea pe plan mondial. Vreau să vă întreb. Nu este adevărat că cu cât avem mai mulți consilieri premaritali și cu cât avem mai multe cărți care s-au scris despre subiectul căsătoriei și al curteniei, nu este așa că cu atât sunt mai multe probleme și mai multe divorțuri? Deci, aparent, noi credem că avansăm. Da? Ne-am dezvoltat, suntem mai deștepți. Știm acum cum să manevrăm mai bine anumite lucruri. Psihologia de lumea noastră de astăzi consideră că a făcut un mare progres. Dar cu toată psihologia și filozofia pe care o are lumea de astăzi, dragi prieteni, și îmi pare rău să spun, dar mulți creștini adoptă aceste învățături, aceste filozofii lumești și le pun în cărțile lor și apoi le aduc în bisericile noastre și le vând oamenilor. Și cu cât citim mai mult materialele acestea, cu atât suntem într-o problemă mai serioasă. Rata divorților a crescut proporțional cu apariția acestor cărți. Deci se pare că această soluție pe care o propune lumea noastră, în loc să aducă rezultate, ne bagă mai mult în probleme și în situații din care uneori nici mai putem să ieșim. Încurcături de tot felul. Și care este răspunsul la acest lucru? Noi trebuie să ne întoarcem înapoi la Evanghelie. Pentru că Evanghelia lui Dumnezeu este aceea care simplifică problemele vieții. Acum, am referit la problema familiei, dar nu este singurul domeniu. Gândiți-vă la problema educației. Gândiți-vă la sistemul medical. Gândiți-vă la toate lucrurile care formează viața noastră și experiența noastră umană. Vreau să știți, dragi prieteni, orice problemă ați avea, financiară, de familie, de sănătate, în afacere, în orice domeniu, orice problemă prin care poți să treci chiar în momentul de față, de orice natură ar fi ea, educațională, vreau să știi că singura rezolvare la acea problemă este ca tu să te întorci înapoi la Cuvântul lui Dumnezeu. Și ați văzut că bucuria și satisfacția noastră în viața aceasta, împlinirea noastră în această viață, depinde într-un mod direct de ascultarea și supunerea noastră față de acest cuvânt, de ceea ce ne-a descoperit Dumnezeu. Și când mă refer la Cuvântul lui Dumnezeu și vorbesc aici în mod special copiilor lui Dumnezeu, Bisericii Rămășiței, nu mă refer doar la Sfânta Scriptură, ci mă refer la toate acele sfaturi inspirate pe care Dumnezeu ni le-a oferit prin Spiritul Său, prin Profetul Său, da? Prin Sora White. Toate scrierile din Spiritului Profetic. Aș vrea să vă dau următorul îndemn. Haideți să citim încă un verset și ne vom opri aici. Isaia, capitolul 58. Ne vorbește despre reforma în ce privește păzirea sabatului. Da? Cred că cunoaștem cu toții acest capitol. Acum vreau să observați ce spune Biblia în versetul 13 și 14.
Dacă îți vei opri piciorul în ziua sabatului, ca să nu-ți faci gusturile tale în ziua mea cea sfântă, dacă sabatul va fi desfătarea ta, ca să sfințești pe Domnul, slăvindu-L, și dacă îl vei cinsti neomâncările tale, neîndeledicându-te cu treburile tale și nedădându-te la flecării, atunci te vei putea desfăta în Domnul și eu te voi sui pe înălțimile țării, te voi face să te bucuri de moștenirea tatălui tău Iacov, căci gura Domnului a vorbit. Observați că din nou este adus în atenția noastră problema aceasta a bucuriei. Dar vreau să observați ceva. Biblia spune, te voi sui, Dumnezeu spune, te voi sui pe înălțimile țării. Cu alte cuvinte, bucuria noastră în viața aceasta este, ca să spun, este dependentă. Depinde de faptul că noi umblăm pe înălțimile țării. Știți ce înseamnă expresia aceasta, te voi sui pe înălțimile țării? Aș vrea să vă dau un exemplu. Nu știu câți dintre voi ați fost la munte, ați avut ocazia să mergeți la munte. Dacă mergeți la poalele unui munte, înalt, și vă puneți contul și stați acolo jos, la poalele muntelui, vreau să vă întreb, care sunt condițiile meteo acolo, jos? Dar cum este vremea la poalele muntelui? Știți cum este? Este întotdeauna umezeală, este ceață și nici nu poți să ai o vedere panoramică, o vedere de ansamblu, da? A lucrurilor. Cu alte cuvinte, este așa cum e într-o vale, da? Și nu este foarte plăcut să stai într-o vale, nu este prea plăcut să stai undeva la poalele muntelui. Acum, dragi prieteni, cum este când reușești să urci muntele și să te afli chiar pe vârful unui munte? Și dacă ați fost pe munte, cred că nici nu trebuie să mă străduiesc să vă explic ce înseamnă lucrul acesta. În afară de faptul că este o priveliște minunată, acolo sus pe munte, soarele tot timpul strălucește cu putere. Poți să vezi apusul și răsăritul soarelui. Poți să te bucuri de acea priveliște și de acea vreme care este o vreme, cum să spun, care îți face bine, dar și din punct de vedere psihic chiar. Cu alte cuvinte, experiența pe care o trăiești în vârful muntelui nu se compară cu experiența pe care o trăiești la poalele muntelui. Însă mulți dintre noi, în experiența aceasta a vieții, ne aflăm undeva la poalele muntelui. În viața noastră toată ziua plouă, toată ziua este norat, toată ziua este ceață, toată ziua este frig, umezeală. Cam asta este experiența noastră. Și pe lângă toate acestea, nici măcar nu putem să vedem anumite lucruri și să le înțelegem. Pentru că noi suntem mereu acolo în vale, umbriți de acest munte înalt care stă în fața noastră. Acum, dacă noi vrem să scăpăm de această situație în care ne găsim, soluția este ca noi să-L ascultăm pe Dumnezeu. Vreau să observați, în acest pasaj pe care l-am citit, Biblia spune, dacă îți vei opri piciorul în ziua sabatului, sabatul a fost făcut la creațiune. Cu alte cuvinte, Dumnezeu ne cheamă înapoi la creațiune, să ne amintim de faptul că El ne-a creat și că El ne-a făcut și că suntem ai Lui. Și prin faptul că noi recunoaștem că Dumnezeu ne-a creat, noi vom recunoaște și faptul că El are autoritatea asupra noastră. Suntem creatura sau, da, suntem făpturile mâinilor sale. Suntem creați de El. Și când noi vom recunoaște lucrul acesta, asta înseamnă că noi vom permite Lui Dumnezeu să intre în viața noastră și să ne învețe cu privire la orice lucru. Aici este marea problemă, prieteni. Sunt unii oameni astăzi care atunci când este vorba să iau o decizie importantă în viață, de exemplu, cum este alegerea credinței, da? De care biserică să aparțin? Sau alegerea unui partener de căsătorie? Și aici las un semn de întrebare, pentru că nu este mereu așa. Sau haideți să spunem alegerea unui loc de muncă. Acestea sunt probleme mari și importante. Și de obicei, când oamenii vin în fața acestor decizii, au dorința aceasta de a-L consulta pe Dumnezeu și de a-L întreba ce trebuie să facă. Dar când vine vorba de problemele mai mici ale vieții, când vine vorba de acele lucruri mărunte și amănuntele care țin de viața noastră de zi cu zi, noi considerăm că suntem suficienți de deștepți și de înțelepți ca să decidem singuri. Și acesta este motivul pentru care noi adesea alergăm și intrăm în atât de multe probleme zi de zi. Pentru că noi nu-L întrebăm pe Dumnezeu cu privire la aceste lucruri. Însă în zilele noastre, oamenii nu mai au acum niciun interes să-L întrebe pe Dumnezeu, nici măcar cu privire la căsătorie. De aceea este rezultatul, da? Vedem ceea ce vedem și sunt aceste rezultate pe care le vedem. Dragi prieteni, Dumnezeu vrea ca noi să ne întoarcem înapoi la El. Dumnezeu vrea ca noi să deschidem Biblia.
și să citim despre planul original al lui Dumnezeu pentru viața noastră. El vrea să studiem despre modul în care ne-a creat și despre principiile și regulile pe care le-a stabilit pentru viața noastră. Și numai când noi vom urma aceste lucruri și vom asculta, noi vom avea experiența aceasta. Dumnezeu ne va duce pe înălțimile țării. Noi vom trăi la înălțime, prieteni. Vom trăi acolo sus, unde tot timpul este senin și frumos afară. Da, mai pot să vină și nori. Chiar și pe munte, mai vin nori uneori, da? Dar acolo când ești sus pe munte, tu poți să ai o priveliște minunată, o priveliște de ansamblu. Și îți dă o senzație deosebită. Da? Este cu totul diferită experiența celor care locuiesc toată ziua și stau în vale, la poale muntelui. Acum, eu nu știu cum a fost experiența ta și cum este, dar este privilegiul nostru să ne ridicăm din starea în care ne găsim. Însă nu uitați, singurul răspuns la orice problemă a vieții, singurul mod în care noi putem să găsim cel mai bun răspuns la problemele vieții și la dificultățile cu care ne confruntăm, singurul mod în care putem să știm care este planul cel mai bun al lui Dumnezeu pentru viața mea, este ca eu să mă întorc înapoi la Evanghelie, adică la Cuvântul lui Dumnezeu. Iar în sensul acesta vreau să închei cu următorul gând. De ce oare Dumnezeu ne-a oferit nouă sfaturi și îndemnuri prin serva sa, prin sora Ellen White, prin Spiritul Profetic, pe toate subiectele și problemele vieții? Știți de ce, prieteni? Pentru că dacă eu am o problemă în ce privește educația și nu știu ce să fac, știți ce trebuie să fac eu? Trebuie să mă duc și să iau din librăria mea cartea aceea numită Educația, scrisă de Ellen White. Și acela este răspunsul meu la problemă. Dacă am o problemă de sănătate, ce carte trebuie să iau? Mă duc și iau din vindecare. Dacă este o problemă în ce privește nutriția și nu știu cum să mă alimentez sau cum să-mi trăiesc stilul de viață într-un mod sănătos, mă duc și iau dietă și hrană. Dacă am o problemă cu copiii mei, mă duc și iau îndrumarea copiilor. Dacă vreau să știu cum pot să am o familie mai fericită și cum pot să fiu mai iubitor față de soțul sau soția mea, mă duc și iau căminul adventist. Dacă vreau să știu ceva despre psihologie, adevărata psihologie, mă duc și iau minte, caracter, personalitate. Și aș putea continua cu aceste exemple. Pe fiecare subiect și în fiecare problemă a vieții acesteia, Dumnezeu ne-a dat niște soluții care se cuprind în Cuvântul Său. Și cum spunea cineva odată, unii oameni vin și spun, știi, Spiritul Profetic sunt doar ca niște sfaturi pe care fie le iei, fie nu le iei, e problema ta. De fapt, nici nu ești obligat să accepti ce spune acolo. Frații mei, este o greșeală mare când procedăm așa. Pentru că tot ceea ce scrie în Spiritul Profetic, toate acele sfaturi pe care Dumnezeu le-a dat Sonei White, sunt egale în ce privește inspirația și autoritatea cu ceea ce spune și Ieremia, și Ezechiel, și Daniel, și toți profeții din Sfânta Scriptură. Singura diferență este că acele scrieri nu sunt incluse în canonul biblic. Dar ele sunt aceleași ca autoritate și ca inspirație. Și a ne socoti un sfat inspirat din aceste cărți este egal cu a ne socoti Cuvântul lui Dumnezeu. Iar motivul pentru care noi astăzi suntem nefericiți și avem atât de multe probleme de toate felurile și în toate privințele, în toate problemele vieții, este pentru că noi am respins sfatul lui Dumnezeu. Este pentru că noi căutăm soluții la problemele noastre oriunde, dar nici de cum în Cuvântul lui Dumnezeu. Însă așa cum am spus, nu lăsați lumea aceasta să vă înșele. Nu fiți înșelați de faptul că lumea aceasta s-a dezvoltat, s-a modernizat și a devenit tot mai sofisticată. Pentru că vă spun încă o dată, dacă cineva îți pune 100 de lei și îți dă înapoi 50 de lei, aia nu înseamnă că te-a îmbogățit. Nu, prieten. Singurul mod în care el te poate îmbogăți pe tine este să-ți dea înapoi ce ți-a luat și să-ți dea pe deasupra. Nu este așa? Dacă lumea noastră, prin înțelepciunea ei de astăzi, a furat toată bucuria și împlinirea din viața noastră, dacă l-a dat la o parte pe Dumnezeu și Cuvântul Său, înseamnă că soluția noastră este ca noi să ne întoarcem înapoi la ce am avut cândva, la acea credință adevărată a apostolilor, la acea credință lăsată de Dumnezeu, care se bazează pe un așa zice Domnul. Și fie ca de astăzi înainte, când ne confruntăm cu probleme și dificultăți, sau chiar în problemele în care ne găsim chiar acum, să nu mai căutăm niciodată răspuns la aceste probleme, consultând pe unul și pe altul. Și aceasta este o altă mare cauză, o altă mare greșeală. Ca noi să căutăm rezolvarea problemelor noastre la oameni,
Dumnezeu ne-a lăsat aici toate învățăturile necesare. Fie ca Dumnezeu să ne dea înțelepciune și putere. Și să ne ajute să trăim această viață din belșug. Și să avem parte de acea experiență, cum am învățat. Și bucuria noastră să fie deplină. Dumnezeu să ne binecuvânteze pe fiecare.